cum să spune, nu s-ar simți bine și atunci are acea, poate o, are o frustrare, o frustrare, o, exact. Și invidie, exact, o... Și adevărul e că în ultima perioadă noi cel puțin femeile, nu știu Giulia cum ești tu, dar pe social media, pe rețelele de socializare, pe Instagram, pe Facebook, eu măcar am norocul că, hai să zic, nu știu, 80% dintre persoane vorbesc frumos. Și eu am acest noroc. Așa. Dar mai sunt și băgătorii, dar de seamă, de știi? Ce? Pentru ce? Că noi oglindim ceea ce transmitem. Există legea ale universului. Așa. Ceea, cum ești tu, da, de fapt, ce? Atragi persoanele. Fiecare te ajută să te vindeci. Da? Adică niște lecții karmice prin care trebuie să treci, uneori sunt dureroase, dar tu evoluezi în fiecare zi dacă ești o femeie asumată. Dacă înțelegi că din toate timpurile înțeleptele satului sau regiunii erau femei bătrâne, atot știutoare, nu bărbați, ci femei, care se conectau cu energia lunii, care mergeau la apă și știau aceste tradiții. Eu încerc să le transmit în cursuri și în întâlnirile feminine, să ne conectăm cu sursa, în picioarele goale pe pământ. Da, să te conectezi cu apa, să fii fluidă, să poți să treci la extrema cealaltă. Să treci la un alt nivel, la un alt nivel de conștiință. Despre asta este vorba. Ok, dar acum eu vă întreb. Eu ca femeie vreau să cunosc, pun în practică și ajung la un alt nivel de conștiință. Da? Deci fac lucrurile acestea și poate vin la tine să fac yoga și poate vin la tine la școala feminității ca să dezvolt latura asta mea. Dar când ajung acasă, mă lovesc iar de pereți, de prejudecăți, de bărbatul care, nu vorbesc despre bărbatul meu, vorbesc în general, de bărbatul care, ai 50 de ani, cine naiba se mai uită la tine, ești bătrână, ești cu un picior în groapă, sau știi, sau, dar de ce ți-ai pus rochea asta cu buline, ce te crezi tu, fecioară, înțelegi? Eu încerc să mă gândesc la toate lucrurile astea care știu că femeile le primesc. Zi de zi le primesc. Ai mare dreptate. Primesc chestia asta. Este... Te duci pe social media, vezi toate pozele prelucrate. Nu știu ce. Și tu te uiți la tine și zici: mi-a mai apărut un rid. Mi-au căzut sânii. Am făcut burtă. Aoleo, ce mă fac? Și nu, uite, adică mie asta îmi place la tine, că tu spui lucrurilor pe nume. Păi da, dar asta dar e ca ideea este cu o femeie care începe să lucreze cu corpul ei și conștientă de feminitate, care înseamnă unicitate, să se accepte fiecare femeie frumoasă în felul său, capătă acea putere interioară că nu mai dărâmă nimic în jur. Nu te mai... Deci femeia care a eliberat sufletul de emoții negative, a eliberat blocajele energetice care țin de sexualitate și feminitate, nu oprești nici la 50 și nici la 60 de ani. Pentru că eu am locuit la Viena 5 ani și jumătate, aproape 6 ani. O femeie în vârstă care nu are nevoie de atenție sau de intimitate sau de a se manifesta este după 80 de ani. La 50, la 60 de ani și la 70 de ani sunt atâtea modele în lumea întreagă care iau viața de la zero, oricând te poți reîntoarce la feminitatea ta și capeți acea putere de nu te mai interesează nimic. Începi să ai forță interioară. Da. Și în momentul ăla noi nu putem să schimbăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar ceea ce putem să schimbăm este pe noi. Ce se întâmplă în lumea noastră interioară. Sigur că și da. Atitudinea noastră față de ce se întâmplă. Față de ceea ce se întâmplă. Și în momentul când atitudinea noastră se schimbă, se modifică și ceva. Și încet, încet, parcă vorbele acestea, care poate le poți primi în continuare, nu le mai primești cu asemenea intensitate. Se transformă. Dacă pornim de la femeia spirituală spre care trebuie să trecem noi, la o altă conștiință, fiecare dintre noi femeile, care dacă ne privim ca și surori, da, cel puțin asta tind eu în comunitatea școlii pe care o am, dacă vedem soră în fiecare, nu va răvni nicio femeie la bărbatul alteia, știind că rănește o soră, da? Nu vor mai fi atâtea divorțuri, asumarea asta că totuși, tu îți reprimi feminitatea când invidiezi și judeci altă femeie. Și complimentul de la o femeie este mult mai prețios. Și scade și frecvența de vibrație și mai mult. Exact. Cu cât există, de aceea trebuie să avem foarte mare grijă la gândurile noastre. Pentru că gândul are o forță extraordinar de mare. Mult mai mult decât o acțiune. Apropo, atenție foarte mare la gânduri. Pentru că un gând poate să se manifeste pe plan fizic foarte repede. Trebuie să avem mare atenție și asta putem să o facem într-un mod conștient. În momentul când apare un gând negativ sau dacă apare un gând de invidie sau de frustrare, noi trebuie să o conștientizăm, să spunem ok, în momentul ăsta mi-a venit acest gând și trebuie să-l transform în ceva pozitiv, în altceva.
Și aici ar putea să fie bune aceste exerciții, nu? Adică, practic, gândurile astea negative, eu trebuie să le scot, păi să le elimin. Sigur că și să-mi concentrez atenția asupra unor exerciții fizice care țin de corpul meu și atunci mintea se calmează. Da. Nu? Cam asta e ideea. Femeia spirituală, când privește în jurul ei și vede doar frumosul, ține de exercițiu, efectiv. Când încerci să dai iubire și frumos din tine, exact ce spuneam, de ce atragem persoane de un anumit tip, da? Uh-huh. Sunt de 2 ani cu Școala Feminității în România, dar nu am avut niciun om care să mă hăituiască sau să-mi spună hai că bați câmpii sau rezultatele femeilor cu care lucrez și tu și eu și tu cu cine interacționezi, de fapt asta este oglinda noastră. Mulțumim bunului Dumnezeu că încercăm să evoluăm în fiecare zi și asta ar trebui să fie conștientă fiecare femeie, că gând cu corp și dorința de a evolua și de a transmite, pentru că fiecare dintre noi acționăm la gândirea, la energia, la iubirea colectivă. De femeile vor transforma. Suntem cu toții interconectați, asta este clar. Energia asta se transmite de colo-colo și noi ca femei cred că trebuie să conștientizăm și mai mult chestia asta, că energia mea transmisă pe căi corecte poate să aducă iubire, liniște sufletească și altora, sau dacă o transmit pe energie de aia negativă și joasă, pot să fac rău soțului meu, partenerului de viață, copilului meu, părinților mei, prietenilor mei și mie însămi, că până la urmă, dacă pornește de aici, ăsta e centrul meu. Dacă centrul meu e colcă e aici o negativitate, normal că mie mi-e rău și eu știu că există chiar gândurile, că gândurile negative pot aduce inclusiv boli, adică inclusiv cancerul, ca să o spunem așa pe șleau. Categoric. Nu? Categoric. Nu? Iar la tine este un pic de oboseală acumulată, aș spune eu, că tu ești foarte solicitată. Da, dar îmi place ceea ce fac. Da, și în momentul în care femeia trebuie să tindă și spre relaxare, atunci își mai eliberează din emoțiile negative când sau graba asta de a merge cât mai repede și de a face foarte mult, vorbesc la femeile din ziua de azi, în general, să le facă pe toate, să acopere toate sferele vieții, toate aspectele. Și aici recunosc că și eu încerc să le fac pe toate. Nu putem fi perfecte. Dacă pornim de la premisa asta că nu există perfecțiune și dacă avem lângă noi bărbații pe care îi motivăm, indiferent, nu e partenerul tău, există frate, există vecin, și dacă noi ne uităm cu respect și admirație la bărbații noștri, fără să judecăm, așa vom privi și așa vom face și noi în continuare. Dar femeia independentă spune că le poate face pe toate singură și atunci din subconștient apare acest dispreț, critică, judecată și bărbații asta simt. Exact. Și ajungem... E ca la animale, este vorba de... Da. E ceea ce transmiți. Da. Dar transmiți non-verbal.